Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Scumpii mei, înainte să vă reocupați locurile, poate cei mai în vârstă, cei mai neputincioși bolnavi au stat greu în picioare atâta timp, îngăduiți-mi să citesc un cuvânt scurt. Mai avem un pic de timp și vrem să predicăm Evanghelia. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea însoțire și har și planul lui să se desăvârșească între noi. Citesc din Luca, capitolul 18, versetele de la 41 la 48. Apoi vom reocupa locurile. Luca, capitolul 19, versetele 41 la 48. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, dragii mei, frați, surori, stimați oaspeți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am stat împreună în prezența Domnului și am trăit momente de cercetare, de eliberare. Atingerea pe care o oferă prezența lui Dumnezeu este mai dulce decât orice plăcere și bucurie omenească. Simți că ești ușor și ești liber. Aproape că îți vine să zici, Doamne, dacă tot o să mor odată, să mor acum, pentru că sunt așa de aproape de Tine, Doamne, sunt așa de aproape de Tine, Doamne, dacă tot o să mor odată, așa să mor în starea asta, în brațele Tale, Doamne, să simt cum inima mea de-abia mai poate să cuprindă măreția prezenței Tale, ce adâncă este această simțire, ce sfânt este acest sentiment. Binecuvântat să fie Domnul! În seara aceasta, frați dragi, în numele Domnului vreau să predic despre de ce plânge Iisus. Serviciul nostru divin se termină la și un sfert în mod obișnuit și sper și în seara aceasta să se termine în mod obișnuit la și un sfert. Vreau să vă spun că Domnul a intrat plângând în Ierusalim, în ciuda faptului că Ierusalimul era capitala religioasă a iudeilor și în ciuda faptului că în vremea în care a intrat în Ierusalim era o sărbătoare de bucurie și în ciuda faptului că Ierusalimul era populat de cei mai morali oameni, de cei mai religioși oameni și în ciuda faptului că era o sărbătoare, un moment de bucurie, atitudinea de a plânge a Domnului ne pune pe gânduri. El a plâns pentru Lazar când a fost mort fizic și a plâns pentru Ierusalim când a fost mort spiritual. Textul biblic din această seară este o lecție de viață, în primul rând. În al doilea rând e o dovadă a tendinței omenești să aibă tradiție religioasă dar să-L respingă pe Dumnezeul adevărat în viața lui practică. Și în al treilea rând e o confirmare a faptului că orice lucru în viață se plătește în timp, mai devreme sau mai târziu. În primul rând, în această seară vreau să spun că Iisus plânge pentru trecutul oamenilor. Versetele de la 41 la 42 în textul citit în această seară
Răspunzând la întrebarea de ce plânge Domnul, primul răspuns este: Iisus plânge pentru trecutul oamenilor. Trecutul oamenilor îl necinstește pe Dumnezeu. Trecutul oamenilor îl dezonorează pe Dumnezeu. Și în versetele biblice 41-42, toate verbele sunt la timpul trecut. În primul rând, în trecutul lor, Iisus plânge pentru că ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, e dimensiunea intelectuală a existenței lor. Și Domnul spune: dacă ai fi cunoscut, dar n-ai cunoscut, ți s-a părut că cunoști, ai avut sentimentul că cunoști, ai lăudat că cunoști, dar n-ai cunoscut. Și din pricina aceasta eu plâng, pentru că eu te-am făcut din țărână, eu te-am făcut pentru altceva, am vrut în mintea ta să existe alte lucruri, dar tu nu m-ai cunoscut pe mine. Și eu acum plâng pentru tine, tu ești de plâns, trecutul tău mă obligă să plâng. Evreii erau foarte buni cunoscători ai tradiției lor, însă erau ignoranți față de legea Domnului. Aduceți-vă aminte ce au făcut din divorț și recăsătorire, și când a venit Domnul, ei aveau niște legi atât de diferite de ale Domnului și se miră de faptul că Domnul nu confirmă religia lor. Și întreabă: dar de ce Moise a făcut așa și așa? Și Domnul le răspunde direct: datorită necredinței și împietririi inimii voastre. Fiecare muritor și fiecare cultură umană a încercat să înlocuiască mântuirea lui Dumnezeu și să-și depășească condiția naturii umane. Iudaismul prin religie, hinduismul prin nirvana, platonismul prin contemplarea ideilor, islamismul prin teroare, marxismul prin revoluție. Însă creștinismul rămâne la soluția divină, credință față de Dumnezeu și pocăință față de păcat. Oamenii ăștia n-au avut un astfel de trecut. Apoi, n-au înțeles vremea cercetării, în trecutul lor ei n-au înțeles vremea cercetării, aceasta e dimensiunea spirituală. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, au amânat și Domnul spune: măcar astăzi, dar nici astăzi n-ai cunoscut. Ai tot amânat, ai tot amânat. Auzim pe unii că au fost la doctor și doctorul le-a spus teribilele cuvinte: e prea târziu. Vedem pe unii care se întorc de la gară sau de la aeroport: e prea târziu, a plecat trenul sau avionul. Există un prea târziu și pentru tine, indiferent ce vârstă ai. Dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut acum și trebuie făcut bine. Pocăința este cel mai important lucru din viața muritorilor. Oamenii ăștia n-au făcut acest lucru, l-au tot amânat. Și Domnul plânge pentru că au amânat și nici măcar în această zi n-au fost hotărâți să facă ceea ce trebuia să facă de mult. Apoi, pentru că Domnul a plâns pentru trecutul lor, pentru că n-au cunoscut pe Domnul, pentru că n-au înțeles vremea cercetării și nici măcar nu l-au acceptat pe Domnul. Apoi, nu au avut pacea lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Vin oamenii la biserică și n-au pace. Tot timpul șoșuie și murmură. Murmură, te uiți la el că e roșu la față. Te uiți la el că stă cu capul în jos. Te uiți la el că e plin de nervi, de-abia mai poate să stea în adunare. N-are pace! Eu nu vorbesc de pace la restaurant. Eu vorbesc de pace în casa păcii. Oamenii ăștia trăiau în orașul păcii, în Ierusalim. Și nici în orașul păcii n-aveau pace. Dacă n-ai în Ierusalim, unde o să ai? În Samaria? Unde o să ai pace dacă în Ierusalim nu ai? Dacă nici aici nu te mai atinge Domnul, unde o să te atingă? Dacă nici aici nu mai are Iisus o soluție pentru problema ta, dacă boala ta nici Dumnezeu nu mai poate vindeca, nu mai vindecă nimeni. Oamenii ăștia au fost irecuperabili, pentru că erau în orașul păcii fără pace. Vă puteți imagina ce paradox? Să stai în orașul păcii și să n-ai pace și să vină Domnul să plângă pentru tine. Dacă în adunarea sfinților, în adunarea păcii n-ai pace, unde o să existe pace? Domnul s-a uitat la oamenii aceștia frământați de dorințe neîmplinite, frământați de nemulțumiri, frământați de problemele lor, de ura lor, de indignarea lor, de visele lor frânte omenești. Și a realizat că oamenii ăștia n-au pace în sufletul lor. Erau în casa păcii, dar ei erau izolați de pace. Și Domnul plânge pentru ei. Pacea este roada Duhului și este manifestarea lui Dumnezeu în inima omului. Într-adevăr, oamenii aceștia erau de plâns datorită trecutului lor. În al doilea rând, Domnul a plâns nu doar pentru trecutul lor, versetele 41-42. Domnul a plâns și pentru prezentul lor. Versetele 44, a doua parte, 48. Aici toate verbele sunt la prezent. Domnul plânge și pentru prezentul lor, pentru că nu s-au schimbat. Au rămas aceiași oameni, aceiași struguri sălbatici. Au îmbătrânit venind la templu mereu și mereu de sărbători, dar în inima lor nu-L cunoșteau pe Domnul. Sărbătorile lor erau religioase, dar ei erau firești. Iisus intră în templu
unde se aștepta să găsească cei mai buni oameni. Biblia vorbește despre două curățiri ale templului. Una la începutul lucrării sale, în Ioan 2, și alta la sfârșitul lucrării sale, Matei 21, Marcu 11, Luca 19. Între aceste două curățiri sunt 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate de predicare, nu eu, Iisus. 3 ani și jumătate de rugăciune, nu noi, Domnul. 3 ani și jumătate de miracole, nu făcute de noi, ci făcute de Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu au fost suficiente să schimbe evreii din Ierusalim. 3 ani și jumătate. S-a dus la începutul misiunii și i-a certat pentru că aveau inima murdară. Și a plecat în misiune, a predicat, a vindecat, s-a rugat pentru ei, le-a făcut bine, le-a vorbit de pocăință și peste 3 ani și jumătate s-a întors. Se aștepta să-i găsească schimbați, se aștepta să-i găsească alți oameni, lucrarea lor, lucrarea lui să-i restaureze, lucrarea lui să-i schimbe. Și peste 3 ani și jumătate erau aceiași oameni. Nu eu am misionat, Hristos a fost în Ierusalim. Nu eu am predicat, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ. Și a slujit 3 ani și jumătate să-i schimbe și nu i-a schimbat. Au fost de plâns la începutul misiunii Domnului și au fost de plâns la sfârșitul misiunii Domnului. Se duce Domnul cu misiune între ei și lucrează 3 ani și jumătate și misiunea lui nu-i atinge, misiunea lui nu-i schimbă. Sunt de plâns la început și sunt de plâns la sfârșit. Pune mâna pe bici la începutul slujirii și pune mâna pe bici la sfârșitul slujirii. Ce oameni de plâns! Să misioneze 3 ani și jumătate Iisus și să nu schimbe nimic în viața mea, un om împietrit. Nici Dumnezeu să nu mai aibă de cojocul lui, nici predica lui Iisus să nu-l mai atingă, nici influența divină să nu mai îl schimbe. Un om care s-a împietrit și s-a înfășurat cu ziduri de beton, precum centrala de la, din Ucraina, aia care are probleme de fisuri și se scurge radiații radioactive și o tot înfășoară cu ziduri de beton ca să protejeze vecinătatea și o tot înfășoară și o tot înfășoară și are zeci de metri de beton. Așa se înfășoară oamenii în religia lor, așa se înfășoară oamenii în împietrirea lor, în disprețul lor față de lucrurile sfinte, în indiferența lor. Au timp pentru orice, dar lucrurile lui Dumnezeu care trebuie să-i schimbe, le evită. Se duce Domnul în templu când începe misiunea, Ioan 2, și îi găsește păcătoși, pune mâna pe bici și îi dă afară. Și pleacă 3 ani și jumătate și când se întoarce speră să fie schimbați, îi găsește aceiași oameni, pune din nou mâna pe bici. Nici Iisus nu a mai putut să-i schimbe pe oamenii aceștia. Ce tragedie, erau de plâns. Domnul se uită la ei și spune, Ierusalime, ce aș putea să mai fac pentru tine? Ți-am trimis proroci și i-ai omorât, l-ai aruncat pe Ieremia în fântână, pe unul l-ai tăiat cu sabia, pe altul l-ai lovit, pe altul l-ai trimis nu știu unde, pe toți i-ai disprețuit, i-ai vorbit de rău. A venit până la urmă fiul stăpânului și a vrut să-și ceară înapoi via, rodul, și a spus mâna pe el și a spus, hai să-l omorâm, să rămânem proprietari, să nu mai murim niciodată. Să moștenim toate plăcerile, în sfârșit să ne săturăm, în sfârșit să ajungem bogați, să moștenim pământul. Și a venit și Darwin și ne-a mințit că venim din maimuță și ne-a spus că există soluția să nu mai murim, să ne conservăm, să ne băgăm în gheață și să ne trezim peste 100 de ani. Și oamenii se feresc de sfințenie și de neprihănire. Oamenii se feresc de sfințenie și de neprihănire. Omul lui Dumnezeu să nu iubească rugăciunea? Omul lui Dumnezeu să nu vină la învățătura din cuvânt? Omul lui Dumnezeu să nu treacă peste problemele care îl țin într-o stare de ură și de indignare și de răzbunare și de neiertare și de resentiment? Omul lui Dumnezeu să nu-și restaureze viața? Omul lui Dumnezeu să trăiască o viață și să nu-și pocăiască gura asta care tot dă în tarbacă pe toată lumea? Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, numai el e bun! 3 ani și jumătate predică Iisus și nu se întâmplă nimic. A ascultat sute de predici și nu-i folosește la nimic. Stă cu carnețelul în mână să noteze greșelile. Și când vede că mai are 2-3 pagini, își cumpără repede altul. Oameni nefericiți, oameni de plâns. Oameni la care se uită Domnul și sângerează și plânge. Oameni care privesc firește în cetatea păcii. Oameni care scu ochii pe alte lucruri. Prezentul lor e de plâns ca și trecutul. Domnul s-a uitat la oamenii aceștia, o generație pierdută, irecuperabilă. Apoi, priviți vă rog că
Oamenii ăștia stau în templu, dar sunt orbi spirituali. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Sunt ascunse de ochii tăi. Cine ar fi trebuit să aibă ochi deschiși să vadă lucrările lui Dumnezeu? Nu oamenii din Ierusalim, nu cărturarii, nu farisei, nu bătrânii norodului. Nu oamenii ăștia care erau la templu să se închine. Un om când vine să se închine, crezi că este un om religios, un om pocăit, că altfel nu se închină. Păgânii nu se închină, nu? Ateii nu se închină. Se închină credincioșii. Oamenii ăștia vin în templu, vin cu jertfa după ei. Și ai fi zis, ce oameni de treabă, și Hristos plânge pentru ei. Erau în templu, dar erau orbi spirituali. Apoi, prezenți în templu, dar cu intenții greșite, căutau să-L omoare pe Domnul. Vă puteți imagina, înțeleg să se întâmple asta la o intersecție în toiul nopții la marginea orașului, unde stau tâlharii și bandiții, dar în casa lui Dumnezeu, unde stă sfinții, încercau să-L omoare pe Iisus Hristos. Vă puteți imagina paradoxul paradoxurilor. Stau în templu și încearcă să-L omoare pe regele templului, pe Domnul domnilor, pe Împăratul împăraților. Oamenii ăștia au venit să se închine, dar închinarea lor era pângărită și greșită și Domnul plânge pentru ei. Dar nu numai asta. Nu doar că erau prezenți în templu, dar erau ori spiritual și aveau intenții greșite, dar și închinarea lor era greșită. Și Domnul Iisus Hristos le spune, această casă e o casă de închinare, de rugăciune, dar voi, prin comportamentul, prin practicile voastre, prin închinarea voastră, ați transformat-o într-o peșteră de tâlhari. Plecați! Închinarea în templu presupune rugăciune și rugăciunea presupune câteva atitudini care sunt indispensabile, altfel nu este rugăciune. Rugăciunea presupune pocăința inimii. Dacă un om se roagă și nu se pocăiește, de ce se roagă? Rugăciunea presupune mărturisirea păcatelor. Dacă un om se roagă și nu-și mărturisește păcatele, de ce se roagă? Rugăciunea presupune intenția părăsirii păcatelor, lupta părăsirii păcatului. Dacă un om se roagă și nu-și părăsește păcatul și îl conservă și devine mod de viață și patimă, repetat în fiecare zilnic sau în fiecare zi sau săptămână, de ce se roagă? Ce valoare are rugăciunea lui? De ce o face? Rugăciunea presupune curățirea cugetului. Rugăciunea presupune recunoașterea bunătății lui Dumnezeu, angajamentul sfințirii vieții, angajamentul dedicării și slujirii. Cum pot niște hoți și niște tâlhari să facă aceste lucruri? Domnul le spune, sunteți niște hoți și niște tâlhari. Vă rugați, dar rugăciunea voastră nu vă schimbă. Prin rugăciunea voastră n-ajungeți la pocăință, n-ajungeți la schimbarea vieții. Vă puteți imagina lucrurile astea în templu? Oamenii ăștia erau de plâns, atât pentru trecutul lor, compromis și murdar, cât și, și pentru prezentul lor. Prezenți în templu, dar cu practici greșite. Orbi spirituali, intenții greșite, închinare greșită, practici greșite. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau. Oamenii ăștia erau la templu să manipuleze sentimentul religios al celor care veneau și să cumpere și să vândă, transformând închinarea altora într-o afacere pentru ei. La templu nu se putea cumpăra decât cu siclu. Templu avea moneda templului. Și moneda templului se numea siclu și oamenii n-aveau siclu. Că siclu era folosit la templu, dar oamenii veneau de peste tot din imperiu și veneau cu alte monede cu care se făcea afaceri și trebuia să schimbe. Și în casa Domnului exista o casă de schimb valutar. Și bandiții și tâlharii ăștia transformase casa lui Dumnezeu într-o casă de schimb valutar. Și Domnul se uită la ei că tot ridicau rata. Tot ridicau rata și tot jupuiau omul care venea să se închine. Că bietul ce era să facă? Trebuia să cumpere siclu, ca să-și cumpere și el o vită, un animal pentru jertfă. Și Domnul se uită la ei și le spune, sunteți murdari până în măduva oaselor, pentru că ați venit la templu să cumpărați și să vindeți, nu să vă închinați. Vă puteți imagina că în templu sunt oameni cu astfel de intenții? Nu se mai satură de afaceri și ajung cu afacerile lor până în casa lui Dumnezeu? Greu de crezut, oamenii ăștia erau de plâns. Apoi, în al treilea rând și în încheiere, Domnul a plâns nu doar pentru trecutul și pentru prezentul lor, Domnul a plâns și pentru viitorul lor. Viitorul lor a fost un viitor sumbru. Toate verbele sunt la viitor. Priviți versetele 43-44. Viitorul sumbru al eveilor a fost o consecință naturală a trecutului lor și a prezentului lor. Viitorul acestei generații a fost distrus de propriul păcat, de care nu a vrut să se pocăiască și nici pe care să-l părăsească.
Observați care este viitorul lor. 1. Țara și proprietățile distruse. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura cu și te vor strânge din toate părțile și nu vor mai lăsa pe tine piatră pe piatră. Tot ce e construcție aici va fi dărâmat. Și peste 35 de ani vine fiul lui Vespasian, Titus, înconjoară Ierusalimul, îl distruge, înconjoară templu, îl distruge și totul pune la pământ. Piatră pe piatră n-a mai rămas, pentru că a dat foc templului, în ciuda ordinului lui Titus să nu dea foc la templu. Acoperișul templului era din aur, datorită focului lemnului de cedru. Temperatura a fost foarte ridicată, aurul s-a topit și a intrat printre toate rosturile de la pietrele care formau zidurile. Și atunci pompierii și toți cei care au venit, unii să dărâme, alții să stingă focul, au dat piatră la o piatră după piatră la o parte să ia aurul topit care se răcea. În felul acesta s-a împlinit porunca Domnului. Viitorul acestor oameni e de plâns, pentru că toate construcțiile, toate proprietățile lor vor fi distruse. Ce oameni nefericiți! Și era un templu. Ce oameni de plâns! Apoi, familia le va fi distrusă. Copiii din mijlocul tău vor fi făcuți una cu pământul. Lagările de concentrare, de gazare din Germania, Polonia, Austria, au fost câteva dintre metodele diavolului ca să distrugă acest popor. Și toată perioada aceasta din 1933 până în 1941 a căpătat după 20 de ani numele de Holocaust. Cuvântul Holocaust vine din grecescul Holocaustus, care înseamnă holos complet și caustus ars. Holocaust înseamnă ars complet, ars de tot. Îi băgau acolo și îi ardeau, îi gazau. 6 milioane de evrei au fost arși acolo, au fost distruși, au fost omorâți. Acesta a fost viitorul lor, să nu plângă Iisus pentru 6 milioane de oameni făcuți de mâna lui. El a fost ca o mamă pentru ei. Unei mamei moare un copil și smulge hainele de durere. Dar Iisus, mama noastră, știa că 6.000 de evrei numai în Europa vor plăti pentru nebunia păcatului lor din trecut și din prezent. Și Iisus plângea pentru ei și ei nu știau, aveau de gând să-l omoare. Vă puteți imagina cât de departe poate ajunge omul cu nebunia minții lui de sfințenia lui Dumnezeu? Dar nu numai casele și familiile, ei înșiși, viața lor, pe tine te vor face una cu pământul. De 2000 de ani, evreii sunt vânați ca niște fiare. Și peste tot în lumea aceasta au fost vânați. Hitler a dezlănțuit un adevărat proiect pentru distrugerea lor. Soluția finală a problemei evreiești, a spus el. Și a făcut mari investiții ca să-i distrugă. În concluzie, pentru că mi s-a epuizat timpul, sărbătoarea din Ierusalim pune împreună oameni asemănători în aparență, dar diferiți în realitate. Priviți cât de diferiți erau oamenii din templu. Erau cei care doreau să-L omoare pe Iisus, erau acolo. Erau cei care îi sorbeau cuvintele, erau acolo. Erau bișnițarii, afaceriștii, erau acolo. Și era și Iisus, era acolo. Și dacă ai fi venit ca un trecător și intrai în templu și îi vedeai pe toți, n-ai putut să faci diferența între ei, că erau îmbrăcați la fel. Toți aveau pe deasupra o haină de culoare albă. Și în inima lor n-ai fi putut să ajungi cu privirea omenească. Dar Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor, știe, ăștia stâlhare și bandiții, ăștia sunt ascultătorii doritori ai cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta este Iisus care predică. Observați, într-o mulțime de oameni aparent asemănătoare, există atâtea diferențe pe care noi nu le putem identifica, numai Domnul. Priviți că atunci când poporul nu are pace și trăiește în păcat, Iisus plânge. Și asta este o realitate tristă. Când poporul nu are pace și trăiește în păcat, Iisus reacționează plângând. Ierusalimul era orașul păcii, asta înseamnă Ierusalim, orașul păcii. Și tocmai Ierusalimul era un oraș fără pace. Când Iosua a intrat în țară, a împărțit țara între cele 12 seminții. Știți care oraș a fost singurul neîmpărțit, necucerit? Ierusalimul. Știți de ce? Era cucerit de ebusiți. Și ei trăiau acolo. Și pentru că trăiau acolo, ebusiții au fost așa de puternici în vremea aceea, încât Iosua și cele 12 seminții n-au putut să ia Ierusalimul de la ei. Și Ierusalimul nu a fost împărțit. Toată țara a fost împărțită, dar ebusiții au rămas în Ierusalim. Peste 500 de ani vine David ca împărat și cucerește Ierusalimul. Și Ierusalimul devine orașul păcii și orașul lui David. Și acum vine fiul lui David. Și Ierusalimul era orașul lui.
Și Iisus intră în orașul lui. Și în orașul lui găsește hoți și tâlhari care îi pângăreau casa de rugăciune. Și el plânge. În încheiere, aș vrea să vă spun ceva. Biserica aceasta nu e nici a celor care au fost păstori, nici a celui care e păstor acum, nici a celor care vor fi în viitori, dacă vor mai fi alții, ci este a lui Iisus. Viața aceasta a dumitale nu este a dumitale nici a soției, nici a soțului, nici a părinților, ci este a lui Iisus. Tot ce avem este a Lui, aparținem Lui, suntem proprietatea Lui. Deasupra noastră este steagul Lui, steagul neprihănirii Lui Dumnezeu, pe care l-am fi prin credință în viața noastră, să știe toată lumea și domniile și stăpânirile că noi aparținem Lui Dumnezeu și că de unșii Domnului nu se poate atinge nimeni. Și când diavolul vrea să atingă de ei, Dumnezeu îi protejează. Vreau să te întreb în această seară, Domnul coboară înspre noi și se uită la mine, la familia mea, se uită la dumneata, la familia dumitale, se uită la Biserica Betania. Uită-te la ochii Lui, ce face? Te rog, fă-ți timp, uită-te la ochii Lui, ce face? Ți-a dat 10, 20, 50 de ani să stai în casa Domnului și să tot șlefuiești la pocăință până o desăvârșești. Și acum vine din nou, a mai fost. Cu 3 ani și jumătate, când și-a început misiunea, a mai fost. Și n-a fost bine, acum vine din nou, revine. Uită-te la ochii Lui, nu cumva plânge. Fii sincer, ce este în viața ta? Fii sincer, ce este în viața dumitale? Fiți sinceri. Ce păcat este ascuns? Ce nelegiuire este dosită, pusă deoparte? Ce comportament îl necinstește pe Domnul? Care este păcatul din viața noastră? Care este păcatul din viața ta? Uită-te la ochii lui Iisus, plânge sau nu? Ce ar fi trebuit să mai facă și n-a făcut? Ce te-ai fi așteptat să-ți mai dea și nu ți-a dat? Ți-a trebuit mașină și ți-a dat? Ți-a trebuit sănătate și ți-a dat sănătate. Ți-a trebuit familie și ți-a dat familie. Când m-am făcut de vreo 10 ani, nicio dorință n-am avut mai mare decât să-mi fac familie. Că n-am avut tată, n-am avut mamă, n-am avut frați, n-am avut surori. M-au crescut bunicii și au murit că erau bătrâni. Și m-am trezit singur în drum ca un nimeni venit de nicăieri și îndreptându-mă spre nicăieri. Și nimic nu mi-am dorit mai mult decât să am familie. Și Dumnezeu mi-a dat familie. Ce fac astăzi cu familia mea? Ce faci astăzi cu familia dumitale? Te-ai rugat atâta să-ți dea Domnul o soție, ce faci cu ea? Te-ai rugat atâta să-ți dea Domnul un soț, ce faci cu el? Te-ai rugat atâta Domnului să-ți dea copii, ce faci cu ei? Te-ai rugat atâta Domnului să rămâi credincios, cât de credincios ești? Iisus astăzi vine la noi, plânge sau se bucură? Iisus astăzi vine la noi, plânge sau se bucură? Aceasta este întrebarea pe care vreau să ți-o pun în această seară. De ce plânge Iisus? Datorită trecutului unora. De ce plânge Iisus? Datorită prezentului unora. De ce plânge Iisus? Datorită viitorului unora. De ce plânge Iisus? Plânge Iisus pentru mine? Pentru trecutul meu? Pentru prezentul meu? Pentru trecutul meu plânge. Pentru prezentul meu? Dar pentru viitorul meu. Nu poți pleca înainte să răspunzi aceste întrebări. Omule, oamenii ăștia au ars. I-a ars focul. I-a nimicit sabia. Femei însărcinate au fost omorâte cu sabia. Copii care sugeau la țâță au fost distruși și omorâți încă să aibă posibilitatea să-și facă familii. Un destin sumbru, nenorocit. Păcatul distruge, omoară. Iisus în această seară este aici și vine la dumneata. El te cunoaște, mă cunoaște pe mine. Și îți spune următoarea întrebare. Ești de plâns sau ești de bucurie? Încheiem serviciul divin în această seară într-un moment de cercetare. Și stăm înaintea Domnului și răspundem următoarea întrebări. Doamne, din 1984 încerc să te slujesc pe tine și ți-am cerut o grămadă de lucruri și mi le-ai dat. Ți-am cerut bani, mi-ai dat. Ți-am cerut sănătate, mi-ai dat. Ți-am cerut să mă scap de necazuri, m-ai scăpat. Ți-am cerut să mă aduci în America, m-ai adus. Ți-am cerut să mă binecuvintez cu lucrurile pe care le doream în România și nu le aveam. Și mi se strică bananele în coșulețul de fructe din casă. Și în România mă uitam cu ochișorii și n-aveam bani să-mi cumpăr una. Și stau aici în casa lui Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu care a deschis cerul și s-a prăbușit peste mine binecuvântarea sa și efectiv m-a acoperit. Și ești omul ăsta astăzi în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la dumneata. Plânge sau râde? Nu știu ce face diavolul. Nu știu ce fac frații, nu știu ce fac dirijorii, păstorii. Mă uit la Iisus, închei cu o întâmplare, v-am mai spus-o de atâtea ori. Un tânăr a mers la conservator, mă uit după Andrei, un tânăr a mers la conservator și a terminat conservatorul și și-a făcut lucrarea de licență. Și la sfârșit a trebuit să compună o piesă muzicală și să o cânte în fața la un public imens. Și au venit acolo foarte mulți oameni pentru că anul acela a avut foarte mulți studenți.
Și a fost un public imens, se călcau pe picioare unii pe alții și a venit rândul unuia. Și a început să cânte cu mari emoții. Mama lui și tatălui era acolo undeva în bancă. Și lângă ei era profesorul lui. Și el a cântat superb și la sfârșit, când a terminat piesa, părinții, toată lumea s-au ridicat în picioare și au început să aplaude și să îl ovaționeze. A cântat deosebit. Însă peste fața tânărului a venit o umbră de întristare. Și mama l-a simțit cum simt mamele. Și a alergat la el pe scenă. Era scăldat în lacrimi, ea era bucuroasă. Și l-a întrebat, fiule, te simt că nu te bucuri, e ziua succesului tău, e ziua sclipirii tale, de ce nu te bucuri, omule? Uite-te, oamenii ăștia toți s-au ridicat în picioare pentru tine. El a privit-o pe maică-sa trist și i-a spus, mamă, e aici un om care nu s-a ridicat în picioare, semn că nu i-a plăcut ce am făcut. Fiule, un om? Păi un om, ce legătură are un om? Uite-te, aici sunt 6.000 de oameni. Și el a spus, mamă, omul ăla e profesorul meu. Toată adunarea să se ridice și să te aplaude. Dacă Iisus nu te aplaudă, crede-mă că ești de plâns. M-auzi? Toată lumea să spună că ești băiat de treabă. Dacă Iisus nu spune că ești băiat de treabă, ești de plâns. Lumea are interesele ei să te aplaude. Dar Iisus este cinstit și obiectiv. Când ești de aplaudat, te aplaudă. Când ești de plâns, te plânge. Frați și surori, vreau să vă îndemn în această seară la pocăință. Că fără pocăință nu există trezire și binecuvântare. Vreau să vă îndemn să ne smerim înaintea Domnului. Vreau să vă îndemn să ne smerim înaintea Domnului și să lăsăm pe Domnul să se înalțe, să proclamăm sfințenia lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și noi să ne smerim înaintea Lui. Vă rog în această seară, nu plecați înainte să faceți lucrul acesta, ca să vină vremuri de înviorare. Ca să vină vremuri de înviorare. Le așteptăm, dar fără pocăință nu vor veni, ci dimpotrivă, mânia lui Dumnezeu, datorită lacrimilor pe care le smulge păcatele noastre. Haideți să stăm înaintea Domnului tot poporul, să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune, să ne smerim și să-L înălțăm pe Domnul și Domnia Lui. Ne rugăm cu toții Domnului! Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.